avem o logică a capitalismului care își arogă un drept de a, să zicem, face bine pe lume într-o logică proprie, și anume eu să maximizez profitul la firma pe care o patronez, unde sunt eu șeful. Cu banii respectivi mai deschid încă 7 firme, mai angajez nu știu câți oameni și voi produce niște produse mai multe și mai ieftine și voi ajuta și consumatorii. Astfel încât prin această logică, chiar dacă nu fac nicio faptă bună, nu fac nicio faptă de milostenie, ajut societatea. Prin scăderea prețurilor? Doar prin faptul că angajez și produc produse pe care oamenii. Deci cred că e o perspectivă pe care niciun preot, niciun creștin de bună credință nu o poate refuza. Da? Pentru că, iarăși, nu umblă cu șabloane. Dacă e un antreprenor care asta simte că e vocația lui și, să zicem, ca virtute îl simte preotului, că deocamdată nu poate mai mult. Da? Uh-huh. Nu-i zice, vinde-ți firmele, nu, ce-i cu tine? Deci s-ar putea ca pe sufletul lui, pentru sufletul lui, ca duhovnic, ca preot apropiat, să înțeleagă că e cea mai bună opțiune. Da? Și doar să-i atragă atenția. Ai grijă, făcând astea, să nu fii. Da? Da. Să nu fii rău. Dacă poți, dă totuși milostenie. Dacă nu poți să dai milostenie, măcar nu fii rău. Da? Fii exigent, fii riguros în contractele tale încheiate. Da? Calculează profitul ăla, cum crezi tu că e bine. Dar, nu fi rău, nu fi aspru, nu fi discreționar, nu înșela și așa mai departe. Deci de asta zic că există loc într-o concepție, să zic, creștină despre societate și pentru acest tip de activitate. Bineînțeles, ce nu va face creștinismul și cu atât mai mult ortodoxia, dacă va zice respectivul antreprenor, așa e că e cel mai bun program spiritual pe care îl puteam alege, ortodoxia nu îi va spune nu. Nu îi va spune da, sigur. Da? Nu. Îi va zice, sunt și căi mai bune. Hai să zicem că astea sunt mai tinerești, sunt mai lumești, așa. Dacă vrei să mai avansezi în plan spiritual, am propuneri să-ți fac. Da? Dar, iarăși, omului îi dai cât poate duce. Da. Din acest punct de vedere. Și dacă nu duce mult, nu intri cu tancul în el. Da? Din acest punct de vedere.